găsit, Florin Negruțiu este astăzi aici. Salut, Florin și Dragoș Iliescu, profesorul Dragoș Iliescu, brio.ro, construit alături de echipa frumoasă a voastră, Florin Negruțiu, republica.ro. Bună ziua! Uite, o intersecție. Și o precizare. Noi am mai fost în formula asta, doar că dățile trecute eram noi doi care îl întrebau pe Dragoș. De data asta, cine pe cine întreabă? Eu o să vă întreb doar pe voi doi. Am înțeles, ok. Și după aia ne putem întreba și noi. Și după aia ne putem întreba. Pe noi înșine. Să avem însă grijă la răspunsuri. Despre informație vă propun să discutăm astăzi și mai ales despre informația neadevărată. Fake news. Fake news, educația digitală și literația digitală, dacă poate fi asta o soluție pentru a opri fake news-ul. Adică, pe scurt și mai pe românește, dacă ne-am învățat copiii de mici cum să trateze informația pe care o caută, o găsesc, o văd în fața lor în mediul digital, am putea să ținem sub control viralizarea asta fake news-ul? Dragoș. Răspunsul pe scurt e da, evident. Și întrebarea așa și fost pusă, sugera cumva răspunsul da. În mod evident, nu cred că e singura soluție, dar e o soluție importantă. Când te uiți la toate componentele literației digitale, alfabetizării digitale, una din componente este literația informațională. Cum manipulezi informația? Manipulezi nu în sensul de a manipula informația. Cum, din punct de vedere cognitiv, manipulezi informația? Componentele de informație pe care le obții, ținând cont de sursa lor și de cât de credibilă e sursa lor și de felul în care se coroborează cu alte informații pe care le ai probabil din alte surse și lucruri de genul ăsta. Și e o zonă fascinantă care a fost foarte bine studiată și în offline, înainte să înceapă digitalizarea asta, nu știu, în urmii 10-15 ani probabil de când s-a accelerat. Dar e foarte bine studiată și în mediul digital. Și da, știm că... Ce ne deranjează în mod special la fake news nu este news în sine, ci e decision making care vine în siajul acelui news. Da? Deci asta ne deranjează. Deciziile greșite în felul în care evaluăm situații, oameni, evenimente, decizii de viață pe care le ai, decizii cifrice, votul, de exemplu, pe care îl dai și așa mai departe. Deci asta te deranjează. Deciziile care sunt luate, de fapt, în urma unor informații nereale. Deci... componenta ar trebui extinsă din punctul ăsta de vedere. Și din punctul ăsta de vedere, da, s-a studiat foarte mult componenta asta de literație a informației digitale și felul în care ea se devine o componentă a deciziei pe care o iei ulterior. Pe scurt, da, ar fi util, dar nu ar fi suficient. Nu ar fi suficient. Nu ar fi suficient să marșăm exclusiv, da, pe literație digitală pentru a rezolva marea problemă a fake news-ului. Pentru că, de ce? Pentru că întotdeauna vei avea și surse pe care nu reușești să le evaluezi ca fiind străine, răuvoitoare, dezinformatoare, tendențioase, da? Uneori nu sunt atât de vizibile lucrurile. Da? Și atunci, pentru a avea reziliență ca societate, ai nevoie cu siguranță de consumatori de știri care să fie rezilienți, dar ai nevoie și de sisteme sociale, da? Adică un nivel peste care să facă, să creeze reziliență din punctul ăsta de vedere. Sigur, ele nu se exclud însă da. Una pe cealaltă. Florin. Eu mă bucur că pot să-l contrazic până la un punct pe Dragoș Iliescu. De fapt, întrebarea ta a pornit de la o premisă greșită. Cred că problema nu este la copii. Cred că problema este la adulți. Problema cea mai mare cu fake news-ul este la adulți. Și o să vă spun o povestioară. Înainte de pandemie, mergeam cu un soi de curs pentru diferite forme de public, diferite niveluri de public. Am fost cu cursul ăsta despre fake news la corporatiști, la studenți la jurnalism, la studenți de liceu și la copii de școală generală. Și porneam de la o imagine, este o imagine celebră, s-a vorbit foarte mult de ea, se numește Tourist Guy. Este un tip care stă pe un turn, cele două turnuri gemene. Stă pe unul dintre turnuri în momentul atacului contra celor două turnuri. Își face o poză, un selfie, da?
este pe acoperiș. Din spatele lui se vede venind avionul care urma să intre în câteva secunde în în primul turn. Întrebarea pe care o pun la acest curs este: cum puteți sau ce titlu ați da acestei imagini? Evident, pentru că vorbim aici de fake news, titlul cel mai potrivit este fake news, pentru că a fost primul și cel mai comentat fake news la nivel global. Da? Un tip care se filmează pe turnurile gemene înainte, cu câteva secunde de intra avionul, este un nonsens, pentru că tipul stătea foarte liniștit. Și întrebarea este pusă pe diferitele forme de public și nu adulții răspund din prima fake news, ci copiii. Nu studenții la jurnalism, nu studenții la liceu, majoritar copiii de școală generală, ăștia micii, care spun: cum domnul să nu se întoarcă el să vadă avionul? Dumneavoastră nu știți ce zgomot face un avion? Da? Și atunci eu m-am întrebat de ce primez răspunsul ăsta, evident, de la o categorie mică de vârstă. Ține de vârstă, ține de discernământ, ține de spirit critic, ține de experiență de viață sau ține despre de altceva, receptarea fake news-ului. Și cred că, m-am tot gândit, cred că ține de disponibilitatea de a învăța. Sunt diverse vârste la care disponibilitatea de a învăța este mai mare. Da? În România cam termin cu școala, cam o termin cu școala la 18 ani. Când statul își ia mâna, se ocupă de tine, de școlarizarea ta până pe la 18 ani, după care și-a făcut datoria, mulțumesc, pleacă în viață. Unii fac facultate pentru că vor, nu pentru că este obligatorie facultatea. Alții fac masterate, din ce în ce mai puțin, se triază. Da? Dar atât societatea, cât și familia, câți dintre părinții din România te întreabă ce ai la cursul cu tare în facultate? E la facultate și atâta tot. Nu se ocupă de felul în care înveți tu la facultate sau nu se interesează de ce înveți tu la facultate în cazul în care ești la facultate. Prin urmare, ca să conchidem, în România disponibilitatea de învățare scade cu cât crești în vârstă. În momentul în care tu ești la o anumită vârstă în care disponibilitatea de învățare este mare, și rezistența la fake news devine mai mare, pentru că nu primești pe nemestecate ideile primite de-a gata. Ești învățat să înveți, ești învățat să pui întrebări, ești învățat să te gândești. Da? V-ați întrebat ce mai fac părinții noștri? Este o întrebare care vine dintr-un titlu de emisiune. Ce mai fac părinții tăi? V-ați uitat ce primesc pe telefon și ce distribuie părinții noștri? Ce primesc pe WhatsApp și ce dau mai departe pe WhatsApp? Analfabetismul digital este mult mai ridicat la categoria de vârstă adultă sau în vârstă decât la categoria de vârstă mică, pentru că acești copii s-au născut gata digitalizat. Sigur că pe ei trebuie să-i îndrum, sigur că trebuie să-i ghidezi, sigur că trebuie să-i înveți cum să învețe, dar disponibilitatea lor de a învăța este mult mai mare decât cea a bunicilor lor. Ce avem nevoie, ca să rezolvăm nu doar fake news-ul, multe alte nenorociri, este o școală pentru bătrâni. În România este nevoie ca de aer de o școală pentru bătrâni, ceea ce țările nordice numesc educație continuă, da? De-a lungul vieții, cât trăiești înveți, pentru că îți pune mintea la contribuție, te pune în contact cu ce se mai întâmplă în lume, cu tehnologia, cu problemele care îi frământă pe cei din Australia, pe cei din Africa de Sud, pe cei din Ucraina. În România nu există exercițiul ăsta. După 18 ani ți-ai făcut datoria și te duci
Zâmbeam că mi-l aduc aminte pe Demre Dulescu, cred că spunea tovarășa, îi zicea lui nevastă sa, tovarășa, trebuie să ne dezvoltăm necontenit. Exact. Parafrazând epoca... Ridică-ți necontenit nivelul. Exact, trebuie să ne dezvoltăm necontenit. Da, ai perfectă dreptate aici în mai multe lucruri pe care le-ai zis și toate sunt probate de date. Adică avem date care arată că literația digitală e mult mai scăzută în rândul adulților, că reziliența lor la fake news e mult scăzută, deciziile proaste bazate pe informații parțial sau complet greșite sunt mult mai dese în rândul adulților și a seniorilor, să le zic așa. Da, deci da, perfect adevărat. Alt lucru important pe care l-ai zis, n-ai spus-o răspicat, o să spun eu răspicat, e greu să disjungi literația digitală și în mod special literația informației digitale de critical thinking. Fiindcă, da, deci despre asta e vorba până la urmă. Gândirea critică, căci așa traducem în română, critical thinking are o componentă de evaluare critică a informației și o componentă de inducție critică și deducție critică și mai știu ce, dar evaluarea critică a informației este parte din critical thinking. Nu e neapărat thinking, fiindcă tind să spui că gândirea este procesarea. Dar atunci când vorbim de critical thinking are și această componentă de evaluare critică a informației. Acum, în același timp, eu insist să spun sau să argumentez de ce ziceam că e important să facem asta, adică să ne concentrăm asupra copiilor atunci când discutăm de literație digitală, în mod special în conjuncția asta cu decizii de viață, decizii sociale, civism. Cum poți să vorbești de civism activ și nu știu în ce măsură mai poți să te aștepți la civism activ într-o lume digitală de la un concetățean de 75 sau 80 de ani. E greu să-mi dau seama cum la momentul ăsta. Poate am aruncat eu prosopul și zic, ok, o cauză pierdută, n-avem ce face acolo și poate tu ești mai optimist decât mine dacă spui că școala pentru adulți ar putea să ducă acolo. Dar mă aștept ca la adolescenții actuali, peste 3 sau 4 sau 5 ani, să văd civism activ. Dar cum poți să vezi așa ceva? Adică, nu știu cum să frazez asta. Care e soarta unei democrații în care cea mai mare parte a votanților nu sunt rezilienți la fake news, da? Într-un mediu digital în care trăim din ce în ce mai mult? Adică asta te îngrijorează mai degrabă și te îngrijorează mai degrabă în zona asta de elevi, da? De viitori votanți, viitori concetățeni, da? Cetățeni. Da? Și, da, bun. Deci, e important? Da, evident că e important, e suficient. Nu știu dacă asta e suficient. Asta, de fapt, era teza mea. Da. Sunt, de fapt, două căi, dar sunt parțiale aceleași probleme. Tu, Florin, ce spui este că, din experiență, iar Dragoș confirmă cu date, îți e mai ușor să educi digital, să îi educi să gândească critic pe cei mici. Ei primesc informația asta mai repede sau parțial o au deja, poate nu structurată. Dar ce faci cu profesorilor? Că ei fac parte din acei adulți care sunt mai degrabă înclinați să creadă fake news-ul, să nu treacă prin filtrul rațional. Profesorii elevilor noștri, din punctul ăsta de vedere, cum sunt? Nu avem încă date, decât pilot. În cadrul Universității din București, noi am fondat în urmă cu câțiva ani, împreună cu profesorul Romiță Iucu și profesorul Lucian Șolan și alți câțiva colegi, un grup de lucru se numește Laboratorul de Testare pe Scară Largă, Large Scale Testing, și prin el derulăm studii precum TMSS și alte studii de evaluare comparativă internațională. PISA nu se derulează prin noi, ci prin fostul Institut al Științelor Educației, dar TMSS, PIRLS, și o groază de alte acronime de genul ăsta se derulează prin noi. Unul din studiile pe care îl facem se numește acronimie ICCS, International Civic and Citizenship Study. Deci e primul studiu la care România participă, ea nu știu câta ediție acestui studiu internațional, dar e primul la care România participă, de civism și educație civică, în care noi evaluăm copiii de 15 ani, la aceeași vârstă la care se evaluează și PISA. O parte din ei sunt o parte din eșantionul nostru e similar cu eșantionul PISA și atunci putem să facem și comparații cu alte lucruri.
Așa, și evaluăm cu niște chestionare de context și profesorilor și contextul școlii. Și, deci e un studiu complicat din punctul ăsta de vedere. Deci nu avem încă date finale despre cât de despre aspectele pe care le măsurăm la profesori. Avem niște date pilot la care ne-am uitat încă, dar nu cu atât de mare atenție. Ce pot să promit este că în toamnă timpurie, să zic așa, adică la începutul septembrie, în primele două săptămâni din septembrie, o să venim deja cu un raport preliminar pe datele ICCS în România. Printre altele, noi acolo evaluăm nu doar ce se face în educația civică, ci cum se manifestă din punct de vedere civic elevii, profesorii, cât de multe lucruri știu și în rest ce comportamente civice au. Da? Ok. Și sunt convins că o să avem surprize, pe de o parte plăcute față de noua generație. Nu știu dacă eu sunt naiv optimist față de noua generație, dar nu cred că... Nu știu, ne-a mai rămas altă speranță? Și o să avem poate și surprize plăcute, dar deocamdată ce arată datele pilot e că o să avem surprize neplăcute cu privire la profesorilor. Da. Din punct de vedere a tuturor acestor componente legate de reziliența la dezinformare, pentru că, nu știu, poate e cazul să o spunem pe șleau, fake news are și o componentă care nu e volitivă, adică oameni care spun lucruri fără a avea o intenție malefică, dar mare parte din fake news este intențională, deci e malefică, da? Și acum în război, în contextul războiului din Ucraina și asaltului pe care suntem din ce în ce mai vizibil, suntem din ce în ce mai convinși și noi că am stat ani de zile sub un asalt malițios din partea altui stat, da, Rusia, ca să nu existe dubii. Da, observăm din ce în ce mai mult lucrurile astea și, mă rog, e un context interesant pentru felul în care înțelegem ce s-a întâmplat cu noi. Da. Bun. A doua idee scandaloasă din discuția asta, prima a fost o școală pentru adulți, da, care va avea evident o rezistență fantastică. Ideea nu scandaloasă. Este că a doua idee scandaloasă, și știu ce spun, este că mare parte din profesori nu au ce să caute acolo. Prin urmare, reformarea educației, așa cum o facem noi aici, la masa asta, ar trebui să pornească, într-adevăr, de la spiritul care domnește în școală. Spiritul reprezentat de cine? De dascăl, de profesori. O școală pentru cei care învață, cred că este o urgență, o obligație a acestei țări. Cum să-i faci pe acești profesori, mulți educați cu metodele, în stilul pre-tehnologic, să-i spun. Da? Nu spunem comunist, nu spunem post-comunist, nu spunem pe tranziție, pre-tehnologic. Cum îi faci pe oamenii aceștia să se racorteze la lumea de astăzi, în care copiii lor se mișcă, trăiesc, sunt acolo. Ei au rămas în urmă. Mare parte dintre profesori au rămas în urmă și am văzut asta și în timpul pandemiei. Ați văzut ce rezistență fantastică la școala online, care a fost un fiasco în cele din urmă, dar țineți minte ce rezistență la ideea de a face cursuri în fața unui calculator, de a deschide calculatorul, de a folosi tehnologia. O școală pentru profesori, prin care să treacă toți profesorii din România, cred că trebuie să fie parte acestei educație continue. Nu poți să ceri educație permanentă la adulți dacă tu nu ceri educație permanentă la profesori. Profesorii ar trebui în permanență să participe la cursurile acestei școli superioare, da, de educație din România. Să te pui la curent cu tehnologia, să te pui la curent cu ce se întâmplă în lume, să-ți dezvolți gândirea critică și să poți să transmiți mai departe la elevii tăi lucrurile astea. Cred că este o necesitate și o obligație dacă dorim să avem o școală care să... De curiozitate, Dragoș, în alte țări europene există un astfel de model? Nu, din ce știu eu, nu, sau nu în acest fel. În sensul că nu e o școală la care ești obligat să te duci, cum era, cum se numea pe vremuri, reciclare. Reciclare, dar știi că reciclarea este și astăzi, doar că sunt niște cursuri pe care le bifezi, da? Ca să-ți iei niște bonificații la gradație. Acolo mă duceam acum, exact acolo mă duceam, la felul în care arată dincolo. Un curs făcut serios nu e un curs...
promovabilitatea la un curs e un indicator al calității cursului respectiv, dar nu promovabilitatea înaltă, by the way, ci promovabilitatea scăzută. La orice curs vin oameni care sunt capabili și oameni care sunt mai puțin capabili să învețe respectivele lucruri și asta ar trebui să se reflecte cel puțin în ierarhia notelor respectiv, gradațiilor, pe gradingurile pe care le iei și câteodată în faptul că unii nu iau acele. Eu însumi am fost la cursul la care uneori mi-a fost foarte dificil să trec cursul respectiv. Da? Sunt cursuri de statistică foarte avansate la care mă duc, e jobul meu, e treaba mea și vreau să învăț acele lucruri și ce observ dincolo și asta știu că se întâmplă și la nivel preuniversitar. Sunt tratate cu foarte mare seriozitate de cei care oferă acel curs, fiindcă la sfârșitul cursului oferi și o certificare. Certificarea aia spune că omul căruia i-am dat certificatul respectiv realmente e acolo. A trecut standardul care fusese fixat. În România n-am văzut decât extrem de rar și n-am văzut aproape niciodată, să nu zic chiar niciodată, în relație cu profesorii și cu cursurile pe care ei le iau, această seriozitate în felul în care se face cursul din partea cursantului, care știe că nu poate să se fofileze, ori e bun, ori nu e bun, ori, da? Și din partea celui care oferă cursul respectiv. Deci nu știu cum ar fi privit ceva de genul ăsta în România și e imposibil să nu... Că este o idee scandaloasă. Da, da, fiindcă e imposibil să nu... Rezistența este uriașă. Da, da, da. La orice fel de scoatere a profesorului din zona de confort, profesorul, omul în general, nu vrea să învețe. Puțin sunt cei care chiar își doresc să învețe. Pentru că nu există o cultură a învățării continue în România. Nu în România, așa e. Da. Au terminat-o cu școala și gata. Și din cauza că se poate și așa. Și atunci te întrebi în ce măsură instituțiile care reglementează domeniul respectiv au obligație să intervină acolo. Nu sunt un fan al obligării pentru nimic. Da? Adică un stat liberal e un stat, sigur, e un stat puternic, dar e un stat care nu joacă mult. Da? E un stat slab în sensul ăsta, e un stat retras. Nu mă bag eu acolo, lasă să se întâmple. Piața dictează lucrurile, nu mă bag eu să vă oblig să faceți ceva. Pe de altă parte, atunci când piața nu e funcțional... Asta zic. Deci încercam să explic de ce nu sunt un fan al ideii de a obliga. În același timp mă gândesc că o instituție care reglementează domeniul respectiv trebuie să step in, trebuie la un moment dat să spună până aici. Aici vă trasez linia, obligația respectivă. Să-i oblige însă pe toți să meargă la un astfel de curs și cursul să fie suficient de serios și de draconic în evaluare încât să sorteze, da, greu de neghină, nu cred că e un lucru care să fie realist. Nu zic că ar fi rău, zic doar că e nerealist. Opinie personală, hai să vedem unde mergem. Cât de rău face fake news-ul sau poate să facă fake news-ul unei societăți? Fake news-ul, ăsta este un termen la mod acum. Noi îl cunoaștem. El a apărut odată cu un alt termen, se numea post-adevăr. Acum câțiva ani. Dar jurnalismul a trăit tot timpul pe muchia aceasta între news și fake news. Noi nu îi ziceam fake news, îi spuneam de-a dreptul minciună. Și a trăit țara asta în minciună înainte ca teoreticienii să postuleze post-adevărul. Noi am trăit într-un ante-adevăr, știi? Iar în presă numeam Gherlă, Fonfleu, Dumă, toate poveștile astea care astăzi au numele ăsta de fake news. Aș zice un lucru aici, că există mai multe niveluri de risc sau tipuri de flavor, gusturi de risc pe care le avem aici. Adică, pe de o parte, sigur că e un risc dat de faptul că informația e greșită. E informația greșită și cine o să o ia în serios va lua decizii greșite. Și ăsta e un risc, riscul evident atunci când... Pentru că nu, în comunicare ce transmiți? Păi informație. Și când informația e greșită, ce se întâmplă? Păi se iau decizii greșite și... Bun, ok. Există și alte tipuri de riscuri aici. Riscuri care sunt poate, cred eu, chiar mai pervazive, fiindcă informația greșită poate o poți corecta prin informație corectă. Deci nu e atât de rău. Dar ce se întâmplă când ai o societate întreagă care e inundată de fake news? Ce se întâmplă? Și se întâmplă ce vedem acum, polarizarea asta extremă. Lipsa de... nu știu cum să zic, control poate lipsa de echilibru practic în opiniile pe care le vezi vehiculate în social media sau pe TV între politicieni, între diverse posturi TV și aproape că nu mai există, sunt foarte rare acele momente în care un om sau un post sau un emitent are informații echilibrate de genul
credem că e așa, există posibilitatea să fie altfel, poate lucrurile sunt mai la mijloc, poate că există și bine și rău în tot, în tot melanjul ăsta pe care îl discutăm. Cea mai mare parte a societății românești, e o părere personală și nu ține doar de politică, ține aproape toate domeniile. Teribil de polarizate, nu mai există poate, poate, hai că nu totul e rău, nu totul e bine, nu există decât huo împuțiților, da? Adică e primul impuls și cumva simt că tot de acolo vine, din obiceiul ăla de a, da, din faptul că trăim de atât de mult timp în supa aia de dezinformare, practic. Da, fake news-ul este agravant în momentul în care face parte dintr-un proces de manipulare operat cu intenții rele. Vedem ce s-a întâmplat în Marea Britanie cu Brexit-ul, care a fost o operațiune la scară largă de diseminare de fake news-uri, care au dus la o anumită decizie politică și la un anumit vot din partea societății. Deci avem un exemplu perfect care ne arată că fake news-ul poate să-ți destabilizeze o societate. Ce face Rusia cu vestul este tocmai operațiunea asta de propagare pe scară largă de fake news-uri care să slăbească încrederea cetățenilor în instituțiile lor, în statul de drept, în valorile și în instituțiile de tip occidental, liberal-occidentale. Deci este fake news-ul astăzi un război pe care state îl duc contra altor state. Deci este foarte grav că nu există anticorpi din partea societăților rezistență la fake news. Și mă întorc la profesia noastră. Pe vremuri existau ziare pe hârtie, înainte de epoca pre-tehnologică, când monopolul informației aparținea unei elite. Că este bine, că este rău, ziariștii pe vremea mea, da? Când am intrat eu în presă, reprezentau o elită, pentru că puteau să filtreze această informație, puteau să o verifice și să o dea mai departe. Astăzi nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Acum 15-20 de ani am fost la Washington Post și am vrut să mă întâlnesc cu un tip care avea o titulatură extrem de bizară, se numea Ombudsman. În România nu cred că a fost vreun ziar care să aibă așa ceva. Și l-am întrebat, ce faci tu? Eu îi apăr pe cititori de ziariști. Eu apăr cititorul ziarului de informația din ziar. Oricine se poate simți lezat de vreo informație sau vrea să o corecteze, sau poșta redacției, cum mai numeam noi chestia asta, vine la mine și vorbește cu mine. De asta mă și urăsc toți de aici, din clădire, pentru că eu țin cu cititorii. E, astăzi cine mai ține cu cititorul? Păi nimeni nu mai ține cu cititorul. Nimeni nu mai apără interesele cititorului. Cititorul însuși, de unul singur, trebuie să fie propriul lui jurnalist. Din fericire, există nenumărate surse de informare în momentul ăsta care fac jumătate din treabă. Adică trebuie să privim totul extrem de apocaliptic. Dacă îți faci o selecție de surse de informare, nu o singură sursă de informare, nu două surse de informare, fă-ți o selecție de surse de informare credibile, pe care le consideri tu credibile și poate antagonice, că nu trebuie să iei doar din area ta ideologică sau de interes. Și le parcurgi de sus până jos. Și vezi aceeași știre tratată și în stânga și în dreapta, și la progresiști și la conservatori. Informația de fapt este una singură, interpretarea diferă. Poți să-ți faci o idee și poți să-ți tragi singur concluziile, dar pentru asta ai nevoie de puțină bunăvoință, de ceva timp și de ceva gândire critică, care vine din educație, din școală, din ce vorbeam mai devreme aici. Bun. Domnilor, cred că mai putea să discutăm ore întregi despre lucrul ăsta. Haideți să vă propun așa, să continuăm discuția. Nu tragem nicio concluzie, o continuăm și mergem mai departe cu ea și cu altă ocazie. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Mulțumim!